urmăriți televiziunea oamenilor simpli și liberi. Astăzi, în jurul orei 12, mă aflam în Carabetovca, distribuiam ziare și informam oamenii pentru candidatul partidului PUN, Octavian Țicul. Întâmplător, pe strada Secrieru, am întâlnit mașina primăriei, bus de culoare roșie, Ford Transit, împărțeau la oameni produse alimentare. Eu când m-au văzut ei, au început să închidă mașina repede ca eu să nu pot fotografia, să filmez. Eu când am început a-i filma, ei au fugit. Ei cu mașina fugeau, parcă au văzut cine știe ce. Eu am fotografiat mașina primăriei, bus roșu, am fotografiat cum s-a înturnat pe stradă, ei se tem de mine, eu am fugit vreo 3 străzi după ei. Am fost la poarta primarului, primarul n-a ieșit, vreau să spun așa, acum se corup alegătorii din partea Partidului Socialist, Igor Dodon, primarul Carabetovca face cu mașina primăriei corupere de alegători. Jos mafia! Trebuie Comisia Electorală Centrală, am sesizat, trebuie să excludă din cursa electorală candidatul Igor Dodon. Jos Dodon! Jos mafia! Bună ziua! Ne aflăm în fața casei domnului primar Sergiu Răcilă din satul Carabetovca, care este primarul satului Carabetovca, deține și un magazin aici, o anexă. Este într-o încăpere cu magazinul alimentar, se află și o fermă de iepuri. Dar acum am solicitat 112 poliția, pentru că mașina primăriei, bus de culoare roșie Ford, cu numere Basarabeasca, corupe alegătorii, le dă produse alimentare. Vrem să spunem așa, Sergiu Răcilă, demisia, demisia, demisia! Ești trădătorul, ești să vorbești cu mine. Pentru ce lucrătorii tăi, Valeriu Gribineț, Tantiana Catană, acum corup alegătorii, dau produse alimentare, care spune că se fac la dumneavoastră în magazin și apoi se distribuie cu rutiera primăriei, bus roșu, Ford, Transit. Am chemat 112, am sunat la Chișinău, corupe alegătorii cu primarii corupți, cum este Sergiu Răcilă. El acum merge pentru Igor Dodon. El a fost cu PDM. Deacov și cu Dodon a fost 2 zile în urmă la Cimișlia. A spus că primarii PDM vor susține pe Igor Dodon. Jos mafia! Jos mafia! Trădătorule! Ieși afară să vorbești cu mine! Am chemat poliția! Poliția! Veniți să luăm măsuri cu acest primar corupt! Ne aflăm lângă stadionul satului Carabetovca. Este un loc public, dar aici vedem multe utilaje agricole care sunt al lui Sergiu Răcilă, primarul de Carabetovca. Și aici este anexat într-o încăpere cu magazinul alimentar o fermă de iepuri, care este a lui proprie. Dar astăzi vreau să vă spun, am depistat mașina primăriei, un bus de culoare roșie, care corupe alegătorii și merge în favoarea domnului Dodon. Domnul Sergiu Răcilă, demisia, pentru că mașina primăriei umblă prin sat și dă produse alimentare. Jos mafia! Jos mafia! Mafia continuă! Jos mafia! Jos trădătorule! Ești să vorbești cu mine! Pentru ce mașina primăriei umblă și distribuie produse alimentare prin sat, acum? Jos mafia! Chemând poliția la 112, ofițerul polițist, șeful de post, domnul Ion Gurin, a spus că voi fi amendat, că spune că eu acesta am făcut apel fals, eu am adus probe, el a spus că a telefonat primarul și spune că nu este corupere de alegători. Asta el oferă un ajutor. Primarul Sergiu Răcilă i-a comunicat domnului Gurnicos că este un ajutor care el oferă locuitorilor satului Carabetovca. Dar eu cunosc că în campania electorală nu se face niciun fel de donări, niciun fel de ajutoare, nu se permite. Cu o săptămână înaintea votării, corupe alegătorii. Asta e o
consider și sunt încrezut că asta e corupere de alegători, ca să meargă în favoarea lui Igor Dodon.